Consiliul Județean și-a făcut o tradiție ca în perioada sărbătorilor de iarnă să facă daruri dulci copiilor din județ. Sărbătorile de iarnă, mai ales la noi în spațiul ăsta mioritic, sunt așteptate cu bucurie și nerăbdare, cred că de toată lumea. Consiliul Județean Buzău, practic, într-un act de normalitate, încearcă să aducă puțin mai multă bucurie în sufletul copiilor și nu numai din județul Buzău. Anul acesta, primul loc în care va poposi Moș Nicolae, însoțit de ajutoarele sale de la Consiliul Județean, este stațiunea Sărata Monteoru. Și pentru că moșul a furat startul în această iarnă, întâlnirea cu cei mici se va întâmpla pe 5 decembrie la ora 18 în parcul din stațiune. Am făcut și sper să rămână ca și o tradiție, ca în fiecare an, în debutul practic sărbătorilor de iarnă, în preajma, în apropierea Sfântului Nicolae, care e cel care aduce, eu știu, dulciuri, cadouri copiilor și nu numai, sau vestita nuielușă celor care, să zicem, nu au fost atât de ascultători. Deci, așa cum spuneam, să aprind luminile festive în stațiunea Sărata Monteoru, pentru că este fire să fie așa, este o stațiune reprezentativă unde în județul Buzău, unde în perioada sărbătorilor de iarnă vin foarte mulți turiști, atât din Buzău cât și din alte locuri din țară și numai, și practic este și un mijloc de promovare a acestei stațiuni. În mod sigur, Moș Nicolae va avea sacul plin cu daruri și îi va ruga pe colaboratorii săi de la Consiliul Județean și de la Primăria Merei să le împartă copiilor prezenți. Joi 6 decembrie, copiii din Buzău sunt așteptați la sala mare a Consiliului Județean, unde li s-a pregătit un spectacol deosebit. Va fi o piesă de teatru pentru copii, poveste de iarnă, se cheamă Fetița cu chibrituri, un show cu baloane, săpunce și așa mai departe, specific celor mici. Va fi și un concert caritabil la sala mare a Consiliului Județean Buzău. Este vorba despre o fetiță de la școala 1 care are nevoie și de afecțiune, dar și de mult mai mult ajutor, nu numai din partea Moș Crăciun sau Moș Nicolae, ci și din partea noastră asemenilor. În premieră, alaiul lui Moș Crăciun va poposi și în orașul Pătârlagele, unde sunt așteptați toți copiii din satele apropiate. Vor fi cadouri pentru copii, un concert de colinde și de muzică specifică sărbătorilor de iarnă, asigurat de copiii din localitățile învecinate, și va concerta și un simpatizant, dacă vreți, și un artist pe care îl iubesc copiii, mă refer aici la Udi. Și în orașul Pătârlagele aceste manifestări se vor încheia cu un foc de artificii. În zilele următoare, din programul moșului, mai fac parte și ceremonia de premiere a olimpicilor buzoieni, dar și vizite la copiii din Spitalul Județean și din centrele de plasament. Pe 18 decembrie, moșul va poposi și la Râmnicu Sărat, unde copiii îl așteaptă cu sufletul la gură. Vor merge în municipiul Râmnicu Sărat, în sala sporturilor sau în sala de sport, care este destul de încăpătoare, unde toți copiii care fac sport și sunt destui din municipiul Râmnicu Sărat vor primi cadouri atât din partea Consiliului Județean cât și din partea Consiliului Local Râmnicul Sărat. Vor primi fulare, fesuri, pentru că ei sunt copii mai mari și fac și sport. În diminețile din 18, 19 și 20 decembrie, copiii din Buzău vor putea participa la un mic dejun cu Moș Crăciun în foaierul Teatrului Județean. Tot pe 20 decembrie, în curtea Muzeului Județean, Moș Crăciun va oferi cadouri, un concert de colinde și un frumos foc de artificii.